Inginer, director de vânzări, montator panouri fotovoltaice sau mecanic auto sunt câteva din meseriile căutate de angajatorii din Olt ce vor fi prezenți săptămâna viitoare la Bursa Locurilor de Muncă pentru absolvenți. AJOFM va organiza întâlnirea dintre angajatori și viitorii angajați la Casa Sindicatelor din Slatina sau la sediul agenției din Caracal. Până la această oră, 19 angajatori și-au anunțat prezența la bursă. Pentru această acțiune au fost contactați 102 agenți economiști, din care 19 au confirmat participarea, cu un număr de 437 de locuri de muncă vacante. Dintre acestea, 4 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Cele mai căutate meserii sunt cele de inginer proiectant mecanic, inginer producție, director vânzări, inginer mecanic, electrician, lăcătuș mecanic, laminatorist, marcator piese, vânzător, montator panouri fotovoltaice, operator confecționer, operator producție și sudor. Firmele aflate în căutarea angajaților ideal sunt așteptate la bursă. De asemenea, și absolvenții de liceu sau de facultate își pot depune CV-urile pentru jobul mult visat. Angajatorii care dispun de locuri de muncă vacante și sunt interesați să participe la această acțiune pot depune situația privind locurile de muncă vacante la sediul agenției sau la sediile punctelor de lucru din județ, din Slatina, Caracal, Balș, Corabia și Drăgăneștiul. La această dată, în evidențele AJOFM Olt sunt înregistrați 7.326 de șomeri, dintre care 914 sunt cu vârste sub 25 de ani.